prea schiței domnul Goie cu studenții din anul anterior de limbă română. Domnul Goie anul trecut a fost din Zimbabwe. Anul ăsta pregătim alte surprize. Ideea acestei manifestări a venit de la faptul că limbile străine se sărbătoresc în fiecare an pe 26 septembrie, dată la care studenții sunt încă în vacanța de vară. Am încercat să implicăm cât mai mulți studenți de la facultățile cu profil nefilologic ale Universității din Craiova, pentru a le demonstra o dată în plus că nu numai cunoașterea unei specializări pe care eu o fac, ci și a mai multor limbi străine, reprezintă un atu pentru viitoarea inserție pe piața muncii. În prima zi a acestei manifestări a avut loc, adică ieri, a avut loc un concurs de postere cu tema Studenți fără frontiere, în care studenții s-au întrecut în a reprezenta grafic atât handmade cât și prin postere realizate handmade cât și copy shop